Ercegura humorului i-a deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de Alin Conache. Gazdele au replicat imediat, iar în minutul 10 conduceau cu 10-3 prin eseul marcat de Costel Dușakovski și 5 puncte aduse de pe con de Sabin Crețu. Oaspeții au intrat totuși în avantaj la pauză, scor 10-15, după alte 4 lovituri de pedeapsă transformate de Alin Conache. În repriza secundă, ambele echipe și-au mai trecut în cont câte 3 puncte prin aceiași Sabin Crețu și Alin Conache. Meciul s-a încheiat cu scorul de 13-18, iar humorenii au câștigat în premieră Cupa Bucovinei, un trofeu simbolic acordat în meciurile directe dintre cele două echipe sucevene. A fost un meci foarte tare, pentru că băieții de la Suceava au avut mai multă experiență decât noi. Noi fiind veniți de la juniori, majoritatea dintre jucători, și spun că a fost un meci cum ne-am așteptat și cu rezultatul pe care ne l-am dorit. A fost un meci greu, un meci încrâncenat, pentru că sunt orgole, vrem să câștigăm fiecare meci, dar consider că am făcut prea multe greșeli individuale în propriul teren și de aici scorul reiese din teren, pentru că n-am știut să gestionăm unele momente și atunci am fost taxați conform jocului. Dar n-avem ce face, capul sus, eu vin, felicitări echipa Gura Humorului, au o echipă frumoasă, o echipă tânără, de perspectivă, au un proiect foarte frumos, ceea ce ne dorim poate viitor, în viitor apropiat să creăm și noi. La noi, într-adevăr, suferim la nivel de juniori, nu avem de unde să luăm din urmă. Dacă până acum 2-3 ani veneau de la LPS Suceava, nu mai avem de unde să luăm jucători, aducem de la ea și ne întâlnim greu ca să facem antrenamente și de aici se vede și lipsa, adică mă refer la chiar dacă lipsa de antrenamente comune, chiar dacă avem o echipă mai experimentată, dar omogenizarea lotului s-a văzut. Noi am fost mai cinici puțin, am reușit să fructificăm loviturile de pedeapsă care le-am avut, am și ratat două, am jucat și în margine. A fost în general un meci bun. Foarte mulțumit de apărarea care au făcut-o băieții, adică din punctul ăsta de vedere sunt chiar extraordinar de mulțumit, pentru că apărarea e un punct foarte important al jocului și mă bucur că a ieșit. Mă bucur că am reușit să integrăm parte din jucătorii ăștia care au împlinit 18 ani. Ideea noastră ca de acum toate generațiile care urcă să le dăm o posibilitatea să joace. Proiectul nostru pentru asta a fost înființat, să dăm posibilitatea jucătorilor să joace, să nu se piardă. Da? Pentru că la terminarea vârstei junioratului mulți jucători se pierd. Și am făcut acest proiect ca să le dăm oportunitatea să joace, să fie conectați în continuare la rugby. Și în divizia a doua, eu cred că e locul cel mai bun pentru ei să se dezvolte, ca ulterior, care sunt jucători valoroși, să poată face pasul la echipe de Superliga sau echipe din străinătate. Deja avem un copil care e plecat în Franța la Rouen, la echipa de espoir, de sub 23 de ani. Și sperăm să avem și astăzi. Băieții din teren au demonstrat că sunt destul de valoroși și poate să facă pasul ăsta. Dacă formația humurană a fost la ultima apariție din acest an, CSM Bucovina Suceava mai are de disputat un meci în play-out-ul Diviziei Naționale, duminică, în deplasare cu RC Grivița.